Salut, sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou episod. Ea este Puffy și acum ieșim într-o mică plimbare de seară cu ea. Așa, se deschide ușa la lift, iar Puffy deja a alergat atât de rapid încât nici nu... Așa, uite aici, nici nu mai vedeam. E, ce zici de plimbarea de seară, Puffy? Cred că Puffy e entuziasmată, nu-i așa, cățelușă? Reacția reginuței Puffy când a ieșit afară. S-a apucat să miroase zăpada și afară ninge și sper să nu mi-o de telefonul. Zăpada s-a așezat pe mașini. Da, bineînțeles, trebuia să mă las eu urma mâinii mele. Și am ajuns în minunatul regat, grădina Poienița Zăpezii. Acest loc minunat este plin cu zăpadă și are o priveliște uimitoare și noaptea și ziua. Iar când Puffy vine aici, are o grămadă de distracții, cum ar fi să miroase zăpada, să alerge prin ea, să se tăvălească și multe altele. De asemenea, pe astfel de vreme cu zăpadă, mai pot exista și bătăi cu bulgări. Ai, era să te nimeresc, doar te-am speriat. Tu nu mergi prin gaură acolo, stai aici. Puffy, dacă nu stai cu minte, am un bulgăre pentru tine. Ce miroși acolo? Ia, bulgăre! N-a reacționat în niciun fel. Prea preocupată de mirosit. Hai, Puffy, nu vrei să mai vii să te joci? Vrei acasă deja? Abia am ieșit. Tu, ce faci? Ai ieșit? Vino aici, Puffy. Nu se vede aproape nimic. Așa, vino aici. Stai cu minte. Așa, ca să se vadă mai bine și în zonele întunecoase, am pornit bieții. Ei, Puffy, da, chiar, acum se vede și zăpadă mai bine, fulgi de zăpadă cum cad din cer. Până la urmă, apa chiar pică din cer, dacă stăm să ne gândim. Când plouă, iarna sub formă de zăpadă și pot fi și bătăi cu bulgări. Puffy, dar tu nu reacționezi când te bat cu bulgări? De obicei făceai, ce faci acolo? Puffy? Mănânci zăpadă? Ce-i cu tine, Puffy? Ce m-am chinuit să opresc blițul. Era mult pe mână de la bulgări. Ei, Puffy, ce zici de plimbărică? După cum dai din coadă, se pare că ești foarte veselă. Și acum ajungem și acasă. Puffy, acum ne-am coborât un pic și la nivelul tău. Cum vezi lucrurile de aici, de jos? Foarte înalte. Puffy, drăguța! Și am ajuns. Să vedeți reacția lui Puffy. 3, 2, 1, start! Declanșat. M-a reacționat mai liniștită decât de obicei. Am ajuns, continuăm daily vlogul mâine, fiindcă e târziu și trebuie să mă culc.